Bună ziua, sunt Mihai Bologan, sunt directorul executiv al companiei Date Inteligente și am plăcerea să vă prezint a doua ediție a studiului de audiență e-data, ediția de februarie. În luna ianuarie am făcut prima ediție, a fost un studiu pilot și continuăm să-l perfecționăm. Am făcut anumite schimbări în el și avem rezultate noi. Unele sunt asemănătoare cu cele din ianuarie, altele sunt deja diferite. Vreau să anunț pe toți reprezentanții mass media că puteți să accesați toate slide-urile prezentate în cadrul conferinței de presă pe pagina noastră de Telegram t.me/dateinteligente. Le puteți descărca în timp real pe parcursul conferinței de presă, deci nu este nevoie să fotografiați ecranul. De asemenea, pentru toți reprezentanții mass media, deoarece acest studiu de audiență este destinat atât publicului cât și celor de mass media, le oferim o ofertă specială. Doar astăzi și mâine, orice jurnalist, orice reporter poate să vină cu o solicitare de informații la compania noastră în care să solicite date care nu apar în prezentarea noastră. În cadrul studiului de audiență noi colectăm mult mai multe date și, desigur, unele site-uri de știri, unele televiziuni, unii prezentatori, unele emisiuni nu vor apărea pe acest ecran, deoarece nu vor fi în top 10. Sunt informații de corelație între câteva valori, variabile pe care le puteți de asemenea solicita. Deci, azi și mâine puteți să scrieți un mesaj pe adresa de e-mail mihai@aronidata.md și noi vă vom oferi toate informațiile solicitate în timp util, absolut gratuit. Așa cum am menționat, acest studiu de audiență este pentru mass media. De asemenea, din cauza pandemiei, noi nu putem accepta mulți reporteri în sală, dar aveți posibilitatea să adresați întrebări prin SMS la numărul 069194064. Vă rugăm mult să indicați numele și prenumele dumneavoastră, instituția pe care o reprezentați și întrebarea propriu-zisă. Cercetarea din februarie s-a deosebit un pic de cea din ianuarie. Am mărit numărul de chestionare colectate, care este de 869. De asemenea, am utilizat o metodă de colectare a datelor pe parcursul la 7 zile consecutive, câte cel puțin 100 de chestionare, astfel că avem și unele rezultate pe care le putem urmări pe parcursul diferitor zile. Datele au fost colectate prin studiu telefonic, metoda CATE, în cadrul unei cercetări de tip Omnibus. Perioada colectării datelor este 12-18 februarie, iar eroarea maximă de eșantionare este de plus minus 3%, ca și în alte studii unde noi facem cercetări telefonice, avem și reprezentanți din stânga Nistrului, dar ei sunt cetățeni în Republicii Moldova și au 18 ani împliniți. Câteva date despre structura eșantionului. Structura pe secție foarte apropiată de cea reală, bărbați 43,8%, femei 56,2%. Structura pe vârstă este ceva mai echilibrată decât a fost în ianuarie. Structura etnică, avem moldoveni și români 83,1%, restul fiind ucraineni, ruși, găgăuzi, bulgari și alte etnii. Menționăm că 78,1% din toate chestionarele au fost aplicate în limba română și 21,9% în limba rusă. Voi prezenta în continuare trei secțiuni, una mai scurtă cu câteva întrebări generale, după care va urma una mai amplă, în care voi relata rezultatele noastre pe studio de audiență în rândul televiziunilor. Și ultima secțiune va viza alte surse mass media. Începem cu secțiunea 1, întrebări generale. Și prima întrebare a fost, în opinia dumneavoastră, cât de informat sunteți cu privire la evenimentele ce au loc în Republica Moldova? Pentru a compara rezultatele din diferite studii, am calculat un indice care are valori între 1, ceea ce înseamnă că persoana nu este deloc informată, și 10, ceea ce înseamnă că persoana este informată în mare măsură. Dacă în ianuarie acest indice avea
valoarea de 6,64, în februarie avem 6,44, deci o ușoară scădere, ceea ce se datorează faptului că mai multe persoane au declarat că sunt informați în mică măsură sau deloc față de luna ianuarie. Deci avem un interes mai puțin pronunțat către informare decât în luna precedentă. Am întrebat de asemenea ce activități respondenții le fac zilnic sau aproape zilnic și avem și aici unele scăderi, mai puțin privesc televizorul decât în ianuarie, 65,4% față de 67,9%, mai puțin au accesat frecvent rețelele de socializare, 48,7% în februarie. Tot mai puțin au citit știri online, 26,8%, în schimb a crescut un pic ponderea celor care ascultă radio frecvent, până la 27%. Mai puțin de 2% citesc zilnic sau aproape zilnic ziare și mai puțin de 1% citesc reviste. Trecem la a doua secțiune, care v-am spus că este mai amplă și conține cele mai multe întrebări. Aici găsim foarte multe topuri interesante și veți vedea și dinamica față de luna ianuarie. Vin din nou cu explicația metodologică, deoarece sunt multe posturi TV din aceeași familie. Pentru comoditate le-am grupat în familie de post TV, ceea ce se referă la RTR, care include Rosia 1, Rosia 24 și alte posturi din familie, NTV, care include atât NTV Moldova cât și NTV rusesc, TNT, TVR și ProTV de asemenea se aliniază în această listă, deoarece noi nu facem deosebire între ProTV Chișinău și ProTV București. De asemenea, din răspunsurile respondenților, nu întotdeauna este clar dacă ei au în vedere televiziunea din Republica Moldova sau televiziunea din Rusia sau din România. Deci ele toate sunt considerate ca o variantă de răspuns. Deci prima întrebare foarte importantă ce ține de audiența TV. I-am rugat să numească 5 posturi TV pe care le privesc cel mai des și la această întrebare au răspuns 719 respondenți care privesc televizorul relativ des, adică noi am exclus pe cei care nu privesc televizorul sau nu au privit în ultima lună. Topul nu s-a schimbat față de luna ianuarie. Pe primul loc rămâne Prime TV, dar cu o creștere semnificativă de peste 5 puncte procentuale, până la 43,25%. Pe locul 2, cu o ușoară scădere, este Moldova 1, cu 34%. Jurnal TV este pe locul 3, cu o scădere semnificativă de 5 puncte procentuale până la 26%. Pe 4 e ProTV cu aproximativ 26%, urmat de NTV, TV8, Publica TV și RTR, cu procente comparative între 21% și 26%. Mai puțin au postul primul în Moldova, care este în creștere, ca și Prime TV, deci de la 14,5% la 17,5%, destul de mult, și Canal 3 este pe locul 10. Așa cum vedeți, în acest top și în următoarele topuri vom prezenta doar primele 10 variante de răspuns, deoarece variante de răspuns la unele întrebări sunt chiar și peste 100, pentru comoditate și pentru a putea compara cu datele din ianuarie, vom utiliza doar primele 10. Deci, Prime rămâne postul cel mai vizionat de către respondenți, Moldova 1 este pe locul 2 și Jurnal TV pe locul 3. Același top a fost și în ianuarie. Dacă vorbim despre publicitatea pe care respondenții o țin minte să o fi văzut la posturile TV, avem următoarele procente, medicamentele de diferit gen reprezintă 14,7% și ca și în ediția din ianuarie este pe locul 1, dar cu o pondere semnificativ mai mare, atunci era doar 10,7%, respectiv mai mulți respondenți își aduc aminte să fi văzut publicitate la medicamente. Pe lângă categoria generală de medicamente, mai avem variante de răspuns în care respondenții indicau medicamente anumite, dar fiecare în parte nu a acumulat multe procente, respectiv
ele nu s-au cumulat și cu acest 14,7%. Pe locul 2, ca și în ianuarie, este publicitatea socială de prevenire a răspândirii virusului COVID cu 12,1%, în creștere foarte mare, de la 3,4%, respectiv mai mulți respondenți au simțit sau au reținut informații despre publicitatea de prevenire a răspândirii virusului COVID-19. Dintre branduri, pe primul loc s-a situat Topshop, care de fapt nu a crescut cu mult față de ianuarie, cu 0,6% a crescut până la 5,3%. Și deține primul loc datorită faptului că Sebo, care era pe primul loc, a scăzut semnificativ. Deci voi menționa alte variante de răspuns. Deci Topshop e principalul brand, Dormeo cu 5%, Orange 4,7%, la fel ca și Loteria Națională, Sebo 4,2%, produse alimentare de diferit gen 3,6%, electrocasnice de diferit gen 3,3%, brandul Delimano 2,8%. Acestea sunt primele 10 poziții. Deci avem medicamentele care parcă vin la pachet cu campania socială anti-COVID și din branduri avem Topshop, care este pe primul loc. Am adăugat o întrebare nouă în studiul de audiență din februarie. Este o întrebare tipică pentru un studiu de audiență, iar pentru un studiu mai comprehensiv ea se adresează pe parcursul la 4 săptămâni. Deoarece studiul nostru a durat o săptămână, noi am efectuat doar pentru această săptămână. Perioada de referință este 11-17 februarie. Respondenții au fost rugați să-și aducă aminte ce posturi TV au privit cu o zi înainte. Respectiv, avem răspunsurile de da pentru perioada de luni până duminică. Și vedem un maxim pentru ziua de sâmbătă, 13 februarie, cu 66,4% din respondenți care au privit televizorul. În general, avem niște minime mai mici în vinerea și duminică pe 14 februarie și 12 respectiv. Și avem un anumit maxim local, miercuri, când au privit ceva mai mult televizorul decât în timpul săptămânii. Deci, miercuri au privit 56%, luni 52,4%, marți 54% și joi 52%. Cumva, procentele sunt destul de organice, este un procent mult mai mare pentru ziua de sâmbătă, probabil persoanele obișnuiesc să petreacă mai mult timpul la televizor, anume sâmbătă. Un tip de grafic un pic mai diferit de ceea ce se obișnuiește în prezentări. Noi am întrebat, pe lângă faptul dacă au privit televizorul ieri, am întrebat pentru fiecare post în parte, dintr-o listă mai lungă de posturi, câte minute au privit. Și, desigur, răspunsurile au variat de la 1 minut până la 6 ore, cât era răspunsul maxim admisibil. Pentru a reprezenta datele și deoarece mediile în acest caz nu sunt valori comparabile, noi am reprezentat intervale de încredere pentru 95% din situații. Ceea ce înseamnă că 95% din cazuri un spectator al acestor posturi TV a privit între X minute și Y minute. În acest caz, putem, deci canalele sunt aranjate după limita superioară a intervalului de încredere, adică valoarea maximă. Și aici avem pe primul loc TV6, ceea ce înseamnă că, deși poate mai puține persoane privesc TV6, care anterior se numea televiziunea centrală, totuși, cei care privesc, mulți dintre ei privesc o durată lungă de timp, și anume până la 160 de minute, ceea ce înseamnă 2 ore și 40. Pe de altă parte, intervalul începe cu 40 de minute. Deci, un interval pe de o parte larg, dar are o limită superioară mai mare. Și de aceea noi l-am nominalizat drept câștigător la această categorie.
Totuși, pentru televiziunile care sunt urmărite mai des, unde s-au acumulat mai multe observații, observăm că și lungimea intervalului de încredere este mai mică decât distanța între limita inferioară și superioară nu este una mare. Spre exemplu, cei care au privit Rusia din au dat un interval de 100 până la 140 de minute, ceea ce înseamnă destul de mult, adică în mediu o persoană privește mai mult de o oră și jumătate acest post atunci când îl include. Pot să menționez că la NTV acest interval de asemenea este destul de îngust, ceea ce înseamnă date, deci o medie mai reprezentativă și date mai echilibrate. La Prime TV de asemenea este destul de îngust, la Primul în Moldova și la TVR de asemenea este îngust, dar este și mai de scurtă durată, între 40 și 60 de minute. Încerc scuze, între 25 și 60 de minute. Respectiv, la postul TVR și postul TVC21 sunt privite mai puțin decât altele. Adică chiar dacă respondenții, telespectatorii le privesc, durata este mai mică. Deoarece noi știam și am întrebat la ce oră au început să privească fiecare din aceste posturi, ne-am gândit să reprezentăm cumva grafic când persoanele privesc mai activ televizorul și ceea ce am construit este un indicator sintetic, gradul de accesare a televizorului și am împărțit 100% pe cele 24 de ore de la 0 până la 23 și putem să observăm anumite tendințe grafic. Voi explica metodologic, deci fiecare unitate reprezintă o accesare a unui post TV, respectiv dacă la o anumită oră o persoană a accesat mai multe posturi TV, deci se ponderea acestor accesări pentru ora respectivă crește. Rezultatul este unul foarte frumos și ne arată că cei mai activi telespectatori sunt începând cu ora 7 și 8 seara, când se ved maxime foarte clare de accesări de posturi TV. La ora 7 avem 16,8%, la ora 8 avem 17,8%, deci sunt audiențele maxime. Începând cu ora 9, până la miezul nopții, audiențele scad destul de brusc. De asemenea, pe parcursul zilei avem câteva maxime locale care se evidențiază față de orele anterioare și ulterioare. Este vorba despre ora 9, când avem 4,4% din accesări. Este vorba de ora 12 cu 4,5% din accesări și ora 15 cu 4,7% din accesări. Noaptea, numărul de accesări este unul foarte mic comparativ cu restul zilei și practic sub 1% din accesări au loc pe parcursul nopții. Aceasta a fost o întrebare nouă și sigur vom mai experimenta pe viitor pentru a vedea ce alte date interesante putem obține. Haideți să trecem la capitolul divertisment și am adresat o întrebare care a fost și în luna ianuarie. Atunci, la capitolul divertisment, pe primul loc era poziționat postul Jurnal TV. De această dată au avut loc anumite schimbări în topuri. Respondenții au răspuns ceva mai diferit comparativ cu luna precedentă. Avem o creștere destul de importantă pentru postul Prime, cu peste 5 puncte procentuale până la 18,4, care este pe primul loc. Jurnal TV a scăzut până la 12,4% și a coborât pe locul 2. NTV a crescut ușor cu un punct procentual până la 6,7 și se poziționează pe locul 3. Este prima dată când NTV se poziționează în top 3 în orice top făcut de studiul nostru de audiență. RTR a crescut aproape dublu, de la 3,2% până la 6% și a întrecut chiar și Moldova 1 la capitolul divertisment, care a scăzut până la 5,6%. Urmează ProTV cu 5,4% și o scădere importantă.
Primul în Moldova se menține cu 4%, TV8 3,8%, NTV 2,5% în scădere și Publica TV este pe locul 10 cu 1,5%, de asemenea în scădere. Deci avem o anumită dinamică la această întrebare. Jurnal TV cedează locul 1 la capitolul divertisment pentru Prime TV și ocupă locul 2 și avem NTV care intră pe locul 3 la acest capitol. Dacă în ianuarie noi am întrebat respondenții care post TV oferă cele mai bune reportaje și știri, de această dată, la solicitarea mai multor ziariști, noi am reformulat întrebarea și am înlocuit cuvântul bune cu corecte. Deci am întrebat care post TV reprezintă cele mai corecte știri, reportaje și informații. Deoarece, din punct de vedere sociologic și a modului în care respondenții percep aceste două întrebări, noi avem răspunsuri similare, noi ne-am permis să comparăm rezultatele la aceste două întrebări din ianuarie și februarie, chiar dacă întrebările puțin diferă semantic. Pe primul loc, dacă în ianuarie era Pro TV, de această dată este Jurnal TV, care în opinie la 13,1% din respondenți prezintă cele mai corecte știri, reportaje și informații. Pro TV se află la o distanță foarte mică de primul loc, cu 12,8%. Urmează Prime TV, care a crescut destul de mult la acest capitol, cu 11,1%, ulterior Publica TV 9,6%, în ușoară scădere, Moldova 1 a scăzut mai mult până la 8,6%, TV8 este în ușoară scădere până la 7,8%, avem NTV cu o mică creștere până la 5,4%, primul în Moldova are 4,2%, RTR 3,9%, iar pe locul 10, Первый канал are doar 1%. Первый канал nu era în top 10 la întrebare din ianuarie și, dacă observați, doar 9 posturi TV din Republica Moldova, sau care sunt urmărite în Republica Moldova, au intrat în topul celor mai corect, topul posturilor TV care prezintă cele mai corecte știri și reportaje. Deoarece Первый канал deja are sub 1% și alte variante de răspuns au și mai puțin. De asemenea, am repetat întrebarea din ianuarie. Ce post TV îl urmăriți cel mai des pentru a vă informa despre știri și evenimente? Dacă în ianuarie pe primul loc, la o diferență mică, era Moldova 1, postul național. De această dată s-a schimbat situația și în acest clasament. Prime TV este pe locul 1 cu 17,4%. Deci atâția respondenți consideră sau au afirmat că ei urmăresc anume Prime TV pentru a se informa despre știri și reportaje. Jurnal TV este pe locul 2 cu 12,7%, postul public Moldova 1 are 11,3%, dar o scădere importantă față de ianuarie. Pro TV se menține cu același rating, aproximativ 10,9%, Publica TV are 10% și este în creștere. NTV este cu 8,1%, TV8 cu ușoară scădere 7,2%, primul în Moldova cu o creștere până la 6,3%, Rusia 1,5% și Canal 3 1,7%. Deci topul s-a schimbat și la această întrebare. Prime TV este cel mai urmărit post TV pentru informare, este urmat de Jurnal TV și de postul public Moldova 1. Urmează un alt top foarte interesant, topul emisiunilor cele mai urmărite și care nu doar sunt urmărite, dar pe care respondenții le-ar recomanda și altora să le privească. Respondenții au avut posibilitatea să ofere câte 5 răspunsuri maxim, în media au oferit 37 răspunsuri, respectiv avem un buchet enorm de emisiuni foarte diferite cu procentaje de la o zecime de procent până la
27,3%, care este emisiunea Vorbește Moldova, care se menține pe primul loc ca și în luna ianuarie, o mică scădere de 1,3 puncte procentuale. Pe locul 2 se menține și emisiunea 100 de moldoveni au zis, cu o scădere de 1,9 puncte procentuale până la 15,3%. Iar pe locul 3 rămâne politica cu Natalia Morari, doar că această emisiune este în creștere cu 2,1 puncte procentuale până la 13,1. Deci top 3 nu s-a schimbat un pic dinamica față de luna ianuarie. Pe locul 4 avem Cutia Neagră, o ușoară scădere până la 8,3%. Avem Roata Norocului pe locul 5, 6,1%. Loteria Națională este în creștere până la 4,9%. Ora de Ras avem o creștere până la 4,7%. Și avem o emisiune străină, Policides, care are 4,6%. În topul anterior, în primele 10 emisiuni, nu era nicio emisiune străină. Dora Show a scăzut foarte mult, de la 9,3% până la 4,5%, și Cabinetul din Umbră a crescut la 2,2% până la 4,2% și încheie top 10 emisiuni cele mai urmărite. Menționez că sunt peste 100 de emisiuni nominalizate. Topul rămâne același, ca și în ianuarie. Avem pe primele două locuri două emisiuni de la Prime, Vorbește Moldova și 100 de moldoveni au zis, și pe locul 3 avem Politica cu Natalia Morari, emisiune realizată de TV8. Și dacă am vorbit de emisiuni, trecem și la prezentatori. Respondenții au putut nominaliza, deci a fost iarăși o întrebare deschisă, până la 5 prezentatori TV pe care îi urmăresc. Ei au dat în mediu 1,2 răspunsuri, adică cam 2 răspunsuri per respondent. Top 4 nu s-a schimbat față de ianuarie, avem pe primul loc Natalia Morari, deși într-o ușoară scădere până la 22,4%. Natalia Cheptine pe locul 2 cu 16,7%, cu o scădere de 3 puncte procentuale. Lilu Ojovan a scăzut și aproximativ 3 puncte până la 11,7%. Mariana Rață pe locul 4 cu 9%. Lorena Bogza a urcat pe locul 5, deși procentul ei de asemenea a scăzut până la 4,9. Dan Negru este cel mai urmărit prezentator între bărbați, prezentator TV din Republica Moldova, cu 4,2%. Unica creștere în top 10 prezentatori a înregistrat Alexandru Cozer, cu de la 3,4% la 3,8%. Urmează Angela Gonța, care a scăzut la 7,8% la 3,5%, practic de două ori. Anatol Durbală, de asemenea, 3,5% și Dumitru Mișin, 3,3%. În top 10 avem 6 doamne și 4 bărbați, doar că bărbații se află în a doua jumătate a clasamentului. Deci, ca și în ianuarie, Natalia Morari este cea mai urmărită prezentatoare TV, Natalia Cheptine, Lilu Ojovană de la Prime și Mariana Rață, de asemenea de la TV8, ca și Natalia Morari, este pe locul 4. Aici am încheiat secțiunea cu televiziuni. Dacă doriți să adresați întrebări, acum cred că e cel mai bun moment, deoarece video-ul apare cu anumite întârzieri, respectiv eu s-ar putea să nu văd întrebările voastre trimise prin SMS. Deci trecem la ultima secțiune și vom discuta un pic despre site-uri de știri, și aici este necesar să vin cu o precizare față de studiul precedent. Atunci am, pe primul loc a fost știri.md și noi am, în, ca opțiunea de bază, am considerat răspunsurile știri.md și point.md ca identice. Ulterior am înțeles că, deși proprietarul este unul și același, compania Simpuls, de fapt site-urile sunt diferite și sunt gestionate diferit. Am avut și discuții cu această companie. Noi i-am asigurat că pentru studiul din februarie aceste două site-uri vor fi despărțite. Chiar și așa, pe primul loc, cel mai urmărit site este știri.md cu 29%.
Menționez că respondenții au putut da până la 5 răspunsuri și în media au dat câte 2 întreg și au numit câte 2 întreg și 2 site-uri. Pe locul 2, la o distanță destul de mică, de primul loc este protv.md cu 26,5% și cu o ușoară creștere față de ianuarie. Jurnal.md este pe locul 3, dar în scădere până la 21,6%. Point.md, care este cunoscut ca având un trafic înalt, totuși a fost numit de 19,1% și ocupă locul 4. Noi presupunem că este vorba despre faptul că Point.md este mai mult citit de populația care vorbește limba rusă și, așa cum ați văzut, doar 21% din respondenți au comunicat cu operatorii noștri în limba rusă, respectiv, dacă raportăm la toată populația, poate nu toți cunosc de Point.md sau îl pot numi. Deci Point.md este pe locul 4. TV8 nu a fost inclus în lista de bază de răspunsuri în sondajul trecut, a fost inclus în februarie și urcă imediat pe locul 5, la o distanță mică față de Point.md cu 18,3%. Urmează Unimedia.md cu 7,1%. Moldova.org este un site în creștere față de ianuarie cu 5,7%. Timpul.md de asemenea este într-o ușoară creștere până la 4,9%. Ziarul de gardă ZDG.md a scăzut mult de la 7,9% până la 4,1%. Publica.md de asemenea nu a fost inclus în site-uri, în lista de bază a site-urilor și a acumulat 3,6% și încheie top 10. Deci, chiar dacă am revizuit metodologia noastră, site-ul știri.md este pe primul loc și este urmat de ProTV.md și de Jurnal.md. Deși noi nu am prezentat datele pentru ianuarie, noi am întrebat atunci despre publicitatea văzută pe site-urile de știri și de data aceasta noi prezentăm și rezultatele, doar că pentru luna februarie. Deci, în februarie, cei 245 de respondenți care au urmărit mai des site-urile de știri au văzut publicitate la medicamente, așa anume 9,4% din ei, publicitate socială de prevenire a răspândirii virusului COVID-19, 8,6%, și aici primele două poziții coincid cu ceea ce s-a văzut și s-a reținut din publicitatea de la televiziune. Mai departe sunt anumite schimbări. Compania SEBA a fost numită de 5,7% și este principalul brand care este recunoscut pe mediul online, urmată de Orange cu 4,9%, produse electrocasnice 3,7%, site-ul jum.com, site chinez 3,7%, serviciul Glovo 3,3%, și ultimele trei poziții din top cu 2,5% sunt Loteria Națională, Kaufland și Linela. Deci avem, ca și la televiziune, medicamentele și prevenirea COVID sunt principalele reclame recunoscute, iar SEBO este principalul brand. Să trecem la radio. La radio în ianuarie, pe locul întâi, cel mai urmărit post era Radio Noroc. Între timp, situația s-a schimbat un pic, procentele nu diferă foarte mult, dar la moment cel mai ascultat post de radio este Radio Play cu 28,5% și cu o creștere de aproape 2 puncte procentuale față de luna precedentă. Radio Moldova practic are același rating de 25,8%, iar Radio Noroc a scăzut cu aproape 5 puncte procentuale până la 24,4%. Hit FM a fost ascultată de 17,3%, de asemenea în scădere, Kiss FM de 10,8%, Ruska Radio o mică creștere până la 10%, Retro FM 4,6%, Radio Vocea Basarabiei nu a fost inclus în lista de bază pentru ianuarie, a fost inclus acum și este pe locul 8 cu 4,3%, pe locul 9 Micul Samaritan cu 3%, într-o mică creștere față de ianuarie.
Iar pe locul 10 sunt două posturi de radio cu același procentaj, Jurnal FM și Muz FM cu câte 2,7%. Deci avem o schimbare de situație, Radio Plaie trece pe primul loc, Radio Moldova este pe locul 2 și Radio Noroc încheie top 3 posturi de radio după audiență. Să trecem la rețele de socializare, ca și în ianuarie, foarte mulți respondenți au accesat Facebook-ul și aici e vorba nu de toată populația, este vorba de populația care utilizează rețele de socializare. Așa cum am menționat la începutul conferinței de presă, un anumit procent din respondenți utilizează zilnic și am mai adăugat pe ceilalți care utilizează ocazional. Respectiv, raportăm aceste procente la 556 de respondenți din cei peste 800 care au participat la studiu. Mai multe persoane au utilizat Facebook-ul în februarie, ca în ianuarie 82,4% față de 80,1%. Pe locul 2 rămâne odnoclasnici, dar cu scădere de peste 5 puncte procentuale până la 35,1%. Instagram-ul se menține cam la același nivel, 30,4%. Urmează TikTok, care rămâne pe locul 4, dar își consolidează poziția și înregistrează o creștere până la 11,2% din cei care utilizează rețele de socializare. Telegram a scăzut un pic, până la 5,4%, probabil din cauza că a mai trecut acel val de aderare la Telegram, care era foarte popular în ianuarie. Rețeaua Contacte a scăzut mult, până la 5%. Twitter are doar 1,6%. Snapchat, deși a crescut, este în continuare utilizat de sub 1% din utilizatorii de rețele de socializare, iar LinkedIn, care este o rețea profesională, este utilizată doar de 0,5% dintre cei care utilizează rețele. Deci Facebook-ul rămâne la moment cea mai răspândită rețea de socializare între utilizatorii din Republica Moldova. Și avem ultimul top, care este foarte interesant. Am rugat să numească până la 5 ziare pe care le-a citit respondentul în ultimele 30 de zile. Respondenții au putut să numească în mediu 1,5 ziare. E vorba de doar de respondenții care au citit ziare. E vorba de 266 de răspunsuri. Și pe primul loc, deși în scădere față de luna ianuarie, avem ziarul de gardă cu 14%. Pe locul 2, Komsomolskaya Pravda v Moldovei, 12,2%, cu o scădere importantă. Argumente și fapte în Moldova, un alt ziar de limbă rusă, are 5,2%. Unghiul, un ziar regional, a crescut până la 4,8%. Un alt ziar regional, Observatorul de Nord, a crescut și el mult, până la 3,9%. Săptămâna a crescut până la 3,5%. Ziarul nostru, care este unicul ziar politic din acest top, a crescut de la 1% la 3% și a triplat ratingul. Antena, al treilea ziar de limbă rusă, a crescut cel puțin dublu, până la 2,6%. Cuvântul are 2,2%, tot atâta cât și ziarul Timpul, care nu mai este ziar, dar atâta timp cât respondenții vor insista că ei citesc Timpul și îl identifică drept ziar, noi îl vom prezenta în top. Timpul există, dar ca site. Și vom face o recapitulare cu campionii din luna februarie, conform studiului de audiență IDATA. Deci, Prime este cel mai vizionat post TV, Topshop este brandul cel mai bine reținut de respondenți de la posturile TV, iar Sebo este cel mai recunoscut brand de pe online din publicitate. De asemenea, Prime este campion la divertisment pentru luna februarie. Jurnal TV este considerat postul TV care prezintă cele mai corecte știri. Prime, de asemenea, este postul TV unde mai mulți respondenți se informează despre știri și evenimente. Cea mai urmărită și recomandată emisiune rămâne Vorbește Moldova, care de asemenea este de la Prime. Cea mai urmărită prezentatoare TV este Natalia Morar de la TV8.
Televiziunea la care, deși nu mulți se uită, dar cei care se uită petrec cel mai mult timp, este TV6. La capitolul radio avem un alt lider, este vorba de Radio Play, care pentru luna februarie este cel mai ascultat post de radio. Știri.md este cel mai citit site de știri, conform studiului cantitativ, deci din ceea ce își amintesc respondenții, iar ziarul de gardă este cel mai citit ziar fizic. La capitolul ziare mai menționez o nuanță importantă, deci noi întrebăm oamenii care au citit acest ziar și nu ne uităm la tiraj, deoarece tirajele arată doar câte ziare s-au tipărit sau se spune că au tipărit. Pe de altă parte, cercetările cantitative ne arată câți oameni recunosc că au citit un anumit ziar sau nu. Eu vă mulțumesc mult pentru atenție. Acesta a fost a doua ediție a studiului de audiență pentru februarie. Nu am primit mesaje telefonice. Vreau să menționez încă o dată pentru toți reprezentanții mass media. Astăzi și mâine, orice jurnalist, orice reprezentant al managementului surselor de știri, televiziuni, site-uri, posturi de radio, ne pot scrie un mesaj prin care să ne solicite date mai detaliate din studiul nostru, și anume la adresa de e-mail mihaironidata.md. La toate solicitările care vor veni azi și mâine, noi vom răspunde și vom prezenta gratis toate datele care vă interesează. Deci, din întrebările pe care noi le-am prezentat, vă puteți da seama că pot fi calculate mai multe corelații. De asemenea, putem prezenta toate aceste date în structură pe sex, pe vârste, etnii, medii de reședință și așa mai departe. Mihai Bologan, Date Inteligente, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi minunată și un dragobete fericit.